Bună, dragii mei, și bine ați revenit la un nou episod de vlog. Vlogul acesta o să fie numai și numai despre curățenie. Am zis să filmez pentru că oricum fac curat și poate așa vă motivez și pe voi. Pentru că am mult de făcut curat, în principal o să mă bazez pe bucătărie, pentru că acolo se face cel mai des mizerie. Vreau să împachetez și niște haine și nu știu ce o să mai fac, dar o să vedeți în continuare. Am puțin filmat și când îi pregătesc puțin soțului micul dejun și cam atât. Nu o să introduc momente cu copiii sau altceva, pentru că vreau să fie în general despre curățenie. Așa că vă urez vizionare plăcută și sper să vă motivez și pe voi, pentru că și pe mine mă motivează astfel de filmulețe, mai ales când văd așa totul pe repede înainte, zic, Doamne, ce ușor pare, dar când mă apuc și eu, mi se pare că nu se mai termină, dar așa o să vedeți și la mine pe repede înainte, să nu credeți că e ușor.
soțului. Pâine prăjită, unte de arahide și banane. Mie nu-mi place untul de arahide. Dragilor, fac și încheiere. Ați văzut ce am făcut eu, cum am făcut curățenie și cât am făcut. Aș fi făcut mai mult, dar nu mai pot de cald. Chiar voiam să vă întreb voi cum faceți față căldurii, mai ales când aveți și copilași, exclus varianta cu aerul condiționat, pentru că nu, eu am o problemă cu gâtul și cum dau puțin de aer mai rece, imediat mi se inflamează, deci exclus. Cum aerisiți cu ei, cum faceți cu ei, pentru că noi nu mai putem efectiv de cald, indiferent cât aerisim și stăm cu geamurile deschise, este o căldură infernală. Mie mi-arată termostatul aproape 27 de grade în casă, deci e ceva... Și dacă mai fac și mâncare, s-a distrus tot. Ne gândeam să luăm un aer din acela care să ne ventileze prin casă cât de cât, nici nu știu cum o să facem, dar chiar mă interesează cum faceți voi cu copilașii micuți, pentru că văd că și cei mici și cel puțin Ianis, care se agită în continuu, aleargă și face, știu că nu e bine de la căldură, cel mic stă numai transpirat pe frunte, încerc să-i țin cât mai comod îmbrăcat, dar degeaba și nici măcar nu s-a pus căldura reală. Nici nu vreau să știu ce ne așteaptă în iulie-august. Așa că vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine, că vă uitați la filmulețele mele și că am început să creștem din ce în ce mai frumos.